început de mereu a pregătit un pachet de modificări privind codul fiscal. Ce s-a întâmplat? Pe parcursul discuției care a avut loc în Parlament, unele amendamente ale UDMR-ului n-au fost acceptate și pe lângă aceste amendamente respinse, mai căutăm, am mai depus și alte amendamente, mai cu seamă cele care se referă la impozitele și taxele locale, că în urma intrării în vigoare a noului cod fiscal, am constatat că există o mare nemulțumire în rândul cetățenilor, mai ales în zona rurală. Deci aici încercăm să îndreptăm eventualele greșeli sau erori ale codului fiscal. Codul fiscal care nu este o lege perfectă, ci este o lege perfectibilă. Mulțumim tare mult pentru prezență. Este un exemplu pentru noi, județul Satu Mare, care a fost unul destul de afectat de hemoragia traseismului politic încurajat de domnul Dragnea sau generat de domnul Dragnea. Sunt doi candidați tineri pe care Partidul Național Liberal îi scoate într-o bătălie extrem de importantă. Vorbesc de Romeo Nicoară, care va fi cel care va ocupa poziția întâi la Consiliul Județean, și de Adrian Cosma, care va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru municipiu. Sunt doi oameni dedicați acestei comunități și dacă societatea din România și-a dorit schimbarea, cred că Partidul Național Liberal a înțeles acest mesaj și a venit cu doi oameni tineri care pot face față acestei competiții electorale frumos, cu proiecte, cu un program de guvernare locală pe care o să vi-l prezinte domniile lor în foarte scurt timp. Două subiecte politice la nivel național o să atac, foarte pe scurt. Pe urmă, domnul copreședinte Blaga o să vă spună ideile domniei sale și vom răspunde la întrebări. În primul rând, un subiect care nu-mi face deloc plăcere, dar pe care trebuie să vi-l spun, este că intrăm în ultima sută de metri către campania electorală cu două vulnerabilități pentru democrație. În primul rând, Ordonanța 55, cea care a reglementat și a ridicat la nivel de virtute în România traseismul politic și alegerile într-un singur tur. Astfel, eforturile de consolidare democratică și de adaptare legislativă ale Republicii Moldova și ale altor state aflate pe drumul ireversibil, sper eu, spre structurile europene și euroatlantice, au fost și vor fi mereu susținute de România. Rădăcinile comune cu Republica Moldova fac ca mesajele publice față de frații noștri de peste Prut să aibă un puternic caracter emoțional și, în consecință, să comporte un important capital politic. Aceasta este poate și motivul pentru care discuțiile despre Republica Moldova se nasc în spațiul public cu precădere în anii electorali, fie de Ziua Națională a României. De aceea, cred că este necesară o schimbare de atitudine. Este important să lăsăm la o parte abordările superficiale și să ne asumăm cu seriozitate și consecvență datoria de a sprijini eforturile Chișinăului de a accede și de a se integra în structurile europene și euroatlantice. Antiparlamentarismul PNL, pentru că și acum două săptămâni și acum o săptămână asistăm la aceeași practică de a distruge, sau mai bine zis, de a anihila cu deplinitate lucrările acestui Parlament. Stimații colegi de la PNL n-au făcut decât să vină să invoace în nenumărate rânduri proceduri și regulamente, care de altfel nu sunt mai presus decât Constituția României, însă ajută foarte mult la îngroparea în totalitatea activității acestui forum atât de important. Este, de fapt, prima instituție democratică a acestei țări. Să revenim un pic la faptele zilei de ieri, pentru că s-au invocat aici la microfon o grămadă de chestiuni la adresa PSD. Stimați colegi,
Aduceți-vă aminte că săptămâna trecută, și la asta ne referim, a existat o deficiență, ca să nu spunem mai mult, da? În ceea ce înseamnă votul deputaților. Eu, unul personal, am fost văduvit de votul meu în data de 17 februarie. Am făcut sesizare la liderul de grup către birou permanent și aceasta este în instrumentarea procedurilor de la cameră. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că chiar și dumneavoastră, la un moment dat, v-ați putea trezi în situația în care votul dumneavoastră să nu fie luat în considerare. Și atunci aș vrea să înțeleg dacă v-ați ralia la cererea de reluare a votului, pentru că așa prevede regulamentul, sau ați merge mai departe zicând că asta nu contează. Legea propusă de tandemul Malim, Gheorghiu, PNL, un atentat la sănătatea bolnavilor de cancer. Dragi colegi, proiectul de lege propus de Alina Gheorghiu și parlamentarii PNL în direcția așa zisei prevenții în sănătate, dar mai cu seamă în privința tratamentului aplicat bolnavilor de cancer, a provocat reacții vehemente din partea opiniei publice. În fapt, PNL refuză pur și simplu dreptul la sănătate al bolnavilor de cancer. Unul din cele mai controversate puncte din proiectul inițiat de tandemul Gheorghiu PNL se referă la copii, precum și la acele persoane care nu au capacitate de exercițiu. Proiectul neclar nu precizează dacă pacienții suportă costul serviciilor medicale în integralitatea lor sau dacă pentru afecțiunea de care suferă sunt decontate sau nu serviciile de screening și imunizare. Inițiativa nu spune nimic de persoanele care refuză în scris acțiunile de prevenție, dar nici nu participă la niciun fel de activități. Este de notorietate că aproape jumătate de țară nu are acces la direct la servicii medicale. Practic, jumătate din populația acestei țări este pe punctul să devină o victimă sigură a legii Gheorghiu-PNL. Dragi colegi, am credința că ideea constituirii unui fond de sute de milioane de euro din care să se deconteze așa zisele activități de prevenție este un nou truc marca Gheorghiu-PNL menită a hrăni afacerile băieților deștepți din sănătate și a transforma astfel ideea de prevenție într-un business pe seama sănătății românilor.